Vai! Dar cum l-ai băgat? Chiar a crescut? Ce-a făcut? A crescut mare. Wow, dar înainte ți-a intrat, cum l-ai băgat aici? Mă rog, o lăsăm pe ea să vedem ce face cu jucăria ei preferată. Vă spun din nou bun găsit, pentru că astăzi am o altă rețetă pentru voi. Stați liniștiți că nu sunt acest maestru în bucătărie și acest șef, ci doar vă arăt cum gătesc eu, care este stilul meu, pentru că stați liniștiți, n-am făcut niciun curs, ci l-am furat și eu de pe aici, de pe acolo, de unde s-a putut. Astăzi nu vă mai propun ceva dulce, ci... Bravo! Ci vă propun ceva, o mâncare libaneză, care mie îmi place foarte mult. De obicei o fac cu vită, dar astăzi n-am avut carne de vită, așa că vă propun să o facem cu carne de pui, se poate atât cu carne de vită, cât și cu carne de pui. Se numește rașafur. Rașafur este un fel de tocăniță libaneză. Asta e... Pe mine nu mă mai afectează zgomotul ăsta. Tocăniță libaneză... Făcută cu soi de rodi, ulei de măsline, le și am aici pregătite, sare și piper, am aici carnea de pui sau carnea de vită după caz și două cepe destul de măricele, cam asta este tot ce avem nevoie și un pic de apă sau supă ce aveți prin casă. O să pun apă pur și simplu ca să îmbogățesc puțin sosul. Ce facem? Pornim la drum. În primul rând trebuie să luăm puiul. Eu am să folosesc pulpă pentru că e puțin mai grăsuță și se prăjește în propriul suc, cum ar veni. Dacă luați piept, trebuie să folosiți neapărat ulei de măsline pentru că altfel se lipește și, mă rog, nu e chiar ce trebuie. Iar puiul sau vita trebuie tăiate cât mai subțire, cât mai subțire, subțire. E ceva de tăiat. Asta este prima dintre operații. Nu este o mâncare greu de făcut, dar este o mâncare super bună pe care noi o mâncăm ori cu lipie, ori așa cum o să fac astăzi cu un cușcuș, pentru că este mult mai gustos așa și nu mai avem nevoie de pâine. Bun. Și tot așa până terminăm toată carnea de tăiat. Cât mai subțire. Bun, carnea este aproape gata tăiată. Asta este cea mai grea operațiune din toată rețeta. Și ca totul să fie gata cât mai rapid, eu zic să tai și ceapa, ca să le am pe toate pregătite, ca să nu trebuiască să le tai în timp ce se gătește ceva și să mă trezesc că mi se arde mâncarea, da? Bun, acum e momentul să tăiem ceapa. Ceapa se taie pe din două, iar după aceea, pur și simplu, cât este ea de... Uite, mamă! Da, mama, ești foarte frumoasă! Ești foarte frumoasă. Amice! Vrei să ieșim afară după ce gătim? Haide! Ești vai, din gală! Cum miroase ceapa, mama? Iu! Ia teribil! Da. Te aici, mâncă! Bun. Ceapa destul de multă, pentru că... Mama, te aici, mâncă! Așa se folosește la rețeta asta. Ce anume? Așa. Am fi că mi-a alunecă puțin mâna de la... Uite! Are 80! O mică! Carne și mie să nu mă alunece cuțitul și să mă tai. Așa că atenție mare când tocați ingredientele. Bun! Practic ce a fost mai greu s-a făcut. E momentul să luăm cratița. Eu am așa o combinație între tigaie și wok. Nu? E destul de veche tigaia asta, cred că are peste 15 ani. Dar eu o folosesc și mi se pare cea mai bună pentru că este smălțuită. Hai să gătim! Începem cu puiul. Punem așadar puiul. Vă spuneam că eu folosesc pulpă de pui pentru că are un pic de grăsime și se va găti în propria grăsime.
fără ulei de măsline. Cu uleiul de măsline vom găti practic numai ceapa. Și trebuie să lăsăm să se prăjească puiul. Ei, dragilor, carnea a început deja să se rumenească, așa că e momentul să mai facem niște pași. Eu între timp am încheiat niște supă de pui și am făcut și cușcușul, care se face foarte ușor. Scrie pe punga de cușcuș cum se face fiecare în parte, așa că n-am să vă dau o rețetă. Și am pus o altă tigaie la încins aici, pe care o să pun vreo 2-3 linguri de ulei de măsline. Hai chiar un pic mai mult, pentru că aici vom căli ceapa. Ceapa nu călesc foarte mult pentru că nu vreau să avem arsuri sau alte chestii de genul ăsta. Bun. Ia să vedem. Ceapa. Și așteptăm să se călească totul. Acum trebuie să vă mărturisesc ceva, e prima dată când încerc așa furul ăsta de pui. Și asta pentru că de obicei eu îl fac cu vită. Dar n-are ce să fie rău, pentru că există și varianta cu pui și varianta cu vită. Numai că noi ne-am îndrăgostit de cel cu vită și suntem la început de drum în a încerca așa furul de pui. Dragilor, cam atât călesc eu ceapa, nu foarte mult, pentru că nu vreau să se ardă. Ea oricum se va topi în momentul în care o să pun tocănița arașafurul la fier. Așa că e momentul să amestecăm cele două extraordinare ingrediente și practic să montăm arașafurul. Bun, deci stingem această... Punem ceapa peste... Așa. Amestecăm. Bine, 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 bine. Esențial este să nu uitați de sare și piper. Întotdeauna să asezonați mâncarea, pentru că asta este cel mai important. Și sarea și piperul dau gust mâncării. Ia să vedem sarea și piperul. Sare. E carne multă, așa că necesită ceva sare. Nu aruncați sarea și piperul de la început în joc, pentru că mâncarea trebuie gustată. Așa, și punem și un pic de piper. Nu mult, repet. Să știți că eu le dau și copiilor condimentat și nu foarte condimentat, dar și aici am fulgi de chili. Mie îmi plac foarte mult. Și să știți că e aproape gata mâncarea. Aici, siropul de rodie, sos concentrat de rodie. Sau puteți, o să vedeți că pun ceva. Cam 150 de mililitri, cam așa. Bun. Și apă. Dacă mai trebuie, mai adăugăm și sirop de rodie și apă. Oricum trebuie să acopere apa, pentru că urmează să stea la fiert. Și sosul va fi așa puțin lipicios. Trebuie să fie consistent așa, ca la o tocăniță. Iar mâncarea chiar este super, 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 super delicioasă. Merge foarte bine cu cușcușul pe care vedeți că l-am preparat deja. L-am făcut cu supă de pui. Și dacă voi aveți pătrunjel acasă, eu nu am mai multe legături de pătrunjel, faceți și o salată tabule, pentru că merge extraordinar. Să vedem, poate îl păcălesc pe soțul să se ducă să-mi cumpere și mie. Bun, hai să punem capacul. Și acum mă duc să stau. Operatorul mi-a zis că n-am zis cât stă la fiert mâncarea.
Păi mâncarea stă să dea în fiert și uite că deja începe să fiarbă așa încet încet. Și stă la fiert aproximativ 30-40 de minute. Da, așa mult! Pentru că trebuie să scadă și să se formeze sosul acela extraordinar. Este o mâncare ușor acrișoară de la sosul de rodii, dar credeți-mă, vă lincesc pe degete. Abia aștept să mănânc. Fetele mănâncă un pic de mango și beau apă, iar mami amestecă puțin în mâncare, nu de alta, dar i-am invitat între timp și pe Naș la masă și se pregătesc să vină. Și noroc că am făcut mâncare mai multă ca să ajungă pentru toată lumea. Abia aștept. Seară frumoasă o să avem. Aha, invitații au venit și noi pornim la masă. Hai! Wow. Cafeaua e gata, totul e gata, pregătit. Wow. Și cuscușul e gata. Și salata tabule, pentru că s-au îngrijit nașii noștri și ne-au adus pătrunjel să putem să facem niște nașile. A fost foarte scump. Bună seara! Mamă, ce e aici, dumneavoastră! Oh, wow! Îți dai seama ce ai putea să faci, Gabi, dacă ți-ai deschide un bistro. Da, asta îmi spune Cristina de fiecare dată. Da, dar hai să ne așezăm la masă. Jesus, unde stăm? Cum stăm? Cum vreți voi. Cum doriți, da? Numai să nu alegeți, acolo stau fetele. Poftă mare! Poftă mare! Asta este pentru Iris. Wow! Și un pic de sos. Frige? Frige un pic. A venit și să amestecăm mama. Noroc că cușcușul este rece. Hai, fetele mari, veniți! Vă pun mâncare! Haide! Petra. Sos de rodie, nebunie! Wow. A venit și Victoria! Mama, ce fac piure! Piure, uite acum spune! Asta spune, se face doar din pui. Nu, se face din pui. Acum am făcut din pui de data asta. Stai să-i pun din asta. Asta. Piure? Piure! Da. Ok, piure! Asta nu e piure! E piure, mami! E piure, mama! Da, iubita mea, frige! Ia să vedem. Ia, dăm Cristina sau vrei? Am suflat. Ia, puneți tu. Da. Hai, poftă mare. Deci este, asta se vorbim genial. Este absolut genial. Deci fii atentă. Dar eu sunt topit. După tabule. N-am mâncat niciodată un tabule mai bun. Serios? Vorbesc serios. Deci n-am mâncat niciodată un tabule mai bun. Astea sunt tabulele. Și, bine, și asta se vorbim genial. Deci sunt... Tu n-ai fost când am făcut, Cristina a fost când am făcut pe cel de vitată. Mamă, cum e? Gabriela. Eu aș putea mânca abule în lața pe asta. Mulțumesc! Foarte ia zi, Cristina, că tu ai comparație cu ăla de vită. Nu știu, mi se pare la fel de bun. Adică este senzațional. Iar eu cu tabule sunt prieteni de foarte mult timp, dar ăsta este chiar senzațional. Eu astăzi nu vreau să mănânc carne. Da, mai, că de obicei vinerea tu nu mănânci carne. Dar o familie... Mulțumesc! Poftă bună! Mulțumim! Toată lumea s-a așezat la masă. Vreau să vă spun că rașafurul de pui a ieșit genial. Tabulele nu mai zic. Nu îmi rămâne decât să vă urez poftă bună, să vă invit să gătiți și voi. Dați subscribe canalului nostru de YouTube, Victorieni. Și în același timp activați și clopoțelul ca să primiți repede toate informațiile de la noi. Vă pupăm! Poftă bună!